Vreau să vă fac un mic test, haios, aș spune eu, și vreau să închideți ochii și să arătați unul spre celălalt cu degetul. Care dintre voi doarme mai mult? Închide ochii, Laurențiu, și arată-mi care dintre voi doarme mai mult. Bun, ați avut dreptate, Laurențiu. Care dintre voi este mai supărăcios? N-ați avut dreptate, Corina a spus că ea, Laurențiu că el. Care dintre voi petrece mai mult timp pe rețelele sociale? Hopa, nu pot să cred. Care dintre voi este mai amuzant? Wow, ați fost de acord de data asta și Corina chiar râde. Spui bancuri des, Corina, sau ce înseamnă? Sau cum amuzant? Nu, am un umor mai plec, aș spune. El îl înțelege. Nu prea. Important e că te înțelege până la urmă, chiar dacă nu râde, că na, nu se supără, nu? Bun, continui. Care dintre voi este mai pofticios? Corect, bineînțeles, mi-ați spus mai devreme. Cine sforă e mai tare? Nu pot să cred. Corina nu râde, ea deschide ochii. Știu că arăta spre mine, am momente. Am momente, da. Am înțeles. Care dintre voi petrece mai mult timp la cumpărături? Wow. Serios? Non-stop. Mai mult decât tine? Ar cumpăra orice, eu nu mă duc. Doamne ferește! Bun! Care dintre voi gătește mai des? Asta deja v-am întrebat. Ok. Care dintre voi vorbește mai mult la telefon? Ok, proiecte, se înțelege. Care dintre voi adorme primul seara? Corina, corect. Care dintre voi este mai cicălitor cu celălalt? Da, aveți dreptate, Corina. Să știți cum Corina s-a gândit un pic, a arătat spre dumneavoastră prima oară și apoi a pus degetul la ea. Cum? Ce îi spui când îl cicălești? Orice să-l enervezi. E doar așa o plăcere de a-l enerva? Bun. Care dintre voi cheltuie mai mulți bani? Pentru că face mai multe cumpărături, se înțelege, da? Care dintre voi preferă să stea la plajă și nu să meargă la atracțiile turistice? Și să înțeleg că domnul Reghe preferă mai multe atracțiile turistice? Nu. Că n-are cu cine? Și. Alegem. Când e de plajă, e de plajă. Când e de mers, mergem. Bun. Care dintre voi doi reușește să petreacă mai mult timp cu cel mic? Te-ai gândit un pic, Corina? Nu înțeleg. Da, m-am gândit pentru că nopțile, cele mai multe nopți le face el. Care dintre voi doi este polițistul rău? Așa se spune. Unul dintre părinți e polițistul rău, ăla mai puțin permisiv. Amândoi suntem la fel, deci... La fel de permisivi? Sunt încă mici copii, deci încă nici nu poți să faci foarte multe lucruri. Doar că limitele se impun de micuți. Cine impune mai multe limite dintre voi doi? Eu. Nu ești de acord cu limitele? Ba da, cu limitele sănătoase. Sunt de acord, sunt. Doar mă gândeam că și eu impun limite. Da. Zi-mi, care a fost primul cuvânt al lui Liam? Mama sau tata? Mama. Cum e cu cel mic dacă doarme noaptea? Wow, misiune imposibilă. Bine, cel mic, dar nici cel mare nu e prea mare. Adică nici el nu doarme, că la 2 ani nici el nu s-a reglat cu somnul, nu? Liam. Da, nu, cel mare este ok, doarme noaptea, are un singur somn la prânz. Cel mic trece acum printr-un tranzit mai greuț, dințișori, diversificare, e mai greu. Cel mic, dar nu știu dacă ați ales deja un nume? Landon. Ești o mămică modernă, faci parentingul modern sau te iei și după sfaturile de dinioară? Că na, pe noi ne creșteau părinții poate după alte rigori. Sincer, mă dau după copil. Încerc să, oarecum, să îi cunosc caracterul ca să pot să îl educ în așa fel încât să nu fie traumatizat. Foarte mari diferențe sunt între ei, sunt total diferiți. Ce are Liam, de exemplu, și n-are frățiorul lui sau invers? Liam a fost mult mai cu minte și mai liniștit când era mic și... foarte la program, foarte, foarte ok. Landon nu, este un rebel. Doar ce vrea el. Atât. Cine ar fi rebelul dintre voi doi? Da, nu știu pe cine moștenește. Nu cred că asta e problema. El... Are o personalitate puternică, nu? E berbec, e total diferit față de Liam, dar
Este încă mic. Sperăm noi ca în câteva luni să vedem o altă față a lui. Adevărata lui față, nu? Da. Dar dacă vorbim de mâncare preferată sau de un preparat preferat, ce preferați? Acum când mă întreb, mi-e tare foame. Aș prefera orice? Aș mânca orice. Dar totuși sunteți sportiv, toată viața ați avut așa, nu? Diete sau, mă rog, meniuri sănătoase. Și acum fasting, perioadele mari între mese. Deci asta este lucru pe care încercăm să-l facem cât mai mult ca să nu luăm în greutate. Despre Corina n-am ce să zic, arată extraordinar și după naștere. Pufoasă, pufoasă. Mâncarea preferată? Ciorba. Da. Ce ciorbă? De găină de țară cu tăiței. Ai râs atunci când l-am întrebat pe domnul Regen care este mâncarea preferată. Ai râs și mă așteptam de la tine să spui cartofi prăjiți, recunoaște. Da, da, la cartofi prăjiți cu ouă, da. Nu. În general, cartoful face parte din aproape 90% din ceea ce mănânc eu. Îmi place foarte mult cartoful, îmi place foarte mult roșia, bineînțeles de calitate, și nu în ultimul rând carne. Corina mai puțin, nu prea mănâncă carne, dar... Știi, nu ești vegetariană, adică ai zis mai puțin. Nu, mai puțin. Dar evită foarte mult carne, de-aia îmi cer și eu cât de mult să gătesc altceva decât ceea ce se gătește normal acasă, cu carne multă, cu multe lucruri care nu sunt sănătoase. Și ciorbele cine le face de obicei acasă? Laur. Așteptam să zic că ia măcar ciorbele, dacă ai spus că ești devoratoare de ciorbe. Ciorbele lui.